După o pauză forțată de la muncă, de exact 2 săptămâni, începem din nou treaba și o începem cu capul în gură pe care l-am luat mai devreme de la Zara. O luăm încet, cu răbdare, cu treabă bună, pentru că a existat o pauză destul de lungă și nu trebuie să forțăm nici de cum nota și la fel trebuie să întâmple și în cazul vostru atunci când faceți o pauză de la munca cu al vostru cățel, în momentul în care reîncepeți munca, trebuie să o luați treptat. Nu e ca și cum ați fi lucrat ieri ultima dată. La treabă! Aici. Oh. Bravo, repetăm comanda culcat. Vezi? Culcat. Încăpățânarea buldogească rămâne. Culcat. Na, culcat. Nu-i voie. Bravo! Bravo, tu, pitică! Bravo! Cum vă tratează ea cu fundulețul? Mai facem puțin mers la pas, facem un culcat din mers, câteva opriri cu șezi și cam atât. Zara, pas! Șezi. Da. Aici. Da. Tara. Aici. Bravo. 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 Zara vă salută. Ne vedem în video următor. Fă-le culăbuța, Zara. Fă-le culăbuța.